Acest filmuleț a fost trimis experților pentru a se expune în baza imaginilor dacă individul a folosit o armă traumatică sau una cu glonte de luptă. Filmulețul video a fost expediat de expert pentru a fi vizionat și am solicitat să se expună dacă împușcăturile au fost efectuate din armă de foc sau din armă pneumatică. Au fost audiate două persoane în calitate de bănuit, deci persoane care au efectuat împușcături. În același timp, acuzatorul a declarat că în cadrul anchetei oamenii legii au ridicat de la unul dintre bănuiți două arme, care la fel urmează a fi expuse expertizii balistice. În urma rezultatelor, procurorii vor decide dacă vor expedea sau nu în instanță dosarul intentat pentru huliganism agravat. Urmărirea penală a fost pornită după ce, acum câteva săptămâni, pe rețelele de socializare a apărut un filmuleț în care un tânăr s-a urcat pe o masă și a împușcat de câteva ori. Tânărul a fost dus la audiere în timp ce a încercat să zboare la Moscova. El riscă până la 7 ani de închisoare. Mama tânărului, Ala Wenger, care este și proprietara localului în care a avut loc incidentul, a declarat pentru TV8 că nu comentează situația.